mă gândeam cât de teatral și de mincinu și de fals este Alex și mai ales cu Mihai, care Mihai, sinceră să fiu, cred că i-a dat și chiloții după el, și mi se părea așa ceva ciudat, mai țineți minte, de când a început această telenovelă cu Hatice Mihai, Alex a fost uh, cel care cumva l-a împins pe Mihai de la spate să continue, îi spunea că este super femeie, că este o femeie adevărată, că uh, nu a făcut așa, că n-a adresat așa, mai țineți minte, de câte ori vorbea Mihai despre subiectul acesta, Alex era acolo cumva să mai șteargă din... Uh, tot ce se întâmplase negativ. Acum, când a venit prietenul lui Mihai, care, na, clar, îl iubește și îl cunoaște cu adevărat, și a spus că nu este ok ce se întâmplă, că, cum, că Mihai ar fi dat în nas lui Hatice și de aici și comportamentul ei se referea clar că i-a permis foarte multe și cumva ea, știți cum e, îți dau un deget, i-a luat toată mâna. La asta se referea prietenul lui Mihai, nici de cum la altceva. Dar în fine, știți că Mihai vorbea cu băieții și îi spunea ce a spus prietenul lui și Alex spunea, ți-am spus și eu, păi și eu ți-am spus, ți-am spus și eu. Nu prea ai spus Alex, ba din potrivă, ai fost uh, cupidonul acestei relații, mereu l-ai... Uh, Aruncat pe Mihai în brațele lui Hatice, și la petrecere, și peste tot, și prin casă, îi găsim mereu scuze. Cumva să-l faci pe el să se simtă prost că gândește așa cum gândește. Și cred că ai făcut-o. Să fie un fel de paravan între cei doi, și probabil că de acum încolo vom vedea cum susținătoarele. Lee Hatice vor trimite ție tot felul de îndrumări cam ce să-i șoptești în ureche lui Mihai și tu să faci asta și apoi să transmiti și lui Hatice și tot așa. Pentru că am mai văzut acest uh, scenariu și în uh, sezoanele trecute și nu, nu, staful este de vină pentru clasament sau pentru top, uh, sunt de vină acei oameni care se cred Dumnezei și cumva vor să influențeze parcursul emisiunii în scopurile lor personale. Și mă gândesc acum că am văzut după ce Miruna a anunțat că divorțează de Cosmin, era o doamnă care se lăuda cu faptul că Deși ăștia doi divorțează, pe ea o dare la basket, pentru ea a fost, ameritați să, vot, și să dea acei bănuții ca să vadă fața pierzătorilor în final. Și se lăuda cu asta. Despre asta este vorba. Acest concurs, până la urmă, cam sucește mințile oamenilor și cumva îi transformă în oameni malefici și duc parcursul emisiunii unde vor ei, pentru că pot face asta, cu niște bănuțe, poate orice.